Bună seara! Ioi, doamne, că e loc să face seara. No, eu sunt Andrei Țigănaș. Scolcor de voce, adică dați când din tăceala de zbagă plaivază în gură și te puie să grești cu treburile astea, cu voce, cu dicție. No, cum să tot fă grăită lumea de când s-o fă făcută. Accentul regional. Fie el accent ardelenesc, accent moldovenesc, accent de sud, accent bănățean, de ce nu? Accentul regional poate fi drăguț, poate fi simpatic, poate fi un lubrifiant de conversație atunci când ești într-o discuție informală. Dar într-un context profesional, accentul te poate încurca. Poate să devină extrem de deranjant și de neplăcut pentru interlocutorul tău, care în loc să intre în subtilitatea mesajului tău, va trebui să... The kind of young whippersnapper can really admire. Shut up! Decodifice ceea ce spui, să înnoate prin stâlciturile de pronunție care ies din gura vorbitorului. Așadar, dacă simți că accentul te încurcă, dacă simți că felul în care tu vorbești nu este curat din punct de vedere fonetic, iar asta îți dă emoții atunci când trebuie să vorbești în public sau când te prezinți la o întâlnire importantă, primul pas pe care l-ai de îndeplinit este să vezi care sunt acele grupe de vocale, de diftongi, care stau la baza accentului tău. Pentru că dacă înțelegi grupele, pe acele sunete poți lucra în mod specific și încet, încet accentul poate să dispară. Hai la o consultație cu mine. Dă un click pe linkul de mai jos. Comandă o întâlnire online de o oră în care putem să lucrăm specific pe accentul tău, dacă îl ai. Facem exerciții specifice și încet, încet, pornind de aici, facem o strategie anti-accent, astfel încât să te simți confortabil atunci când te adresezi unui public mai larg sau atunci când vrei să transmiți mai multă eleganță în timp ce vorbești. Dă un click pe linkul de sub mine, înscrie-te la o consultație și hai n-o să punem accentul ăsta deoparte, că vorbirea literară e mai frumoasă.